Unde ne aflăm acum? Deci am coborât din partea superioară, din sistemul fortificat și suntem în actualul parc, dar de fapt scopul acestui spațiu, odată cu epoca medievală, a fost de piață publică. De fapt, inima oricărui oraș medieval transilvanian, spațiul în care avea loc schimbul comercial între produsele meșteșugarilor, între comercianți și între țăranii din toată zona adiacentă Sighișoarei, care veneau să-și desfacă produsele aici. Din păcate, în epoca comunistă s-a luat decizia schimbării destinației acestui spațiu, da, pentru a rupe tradiția, și de atunci s-a transformat în parc. Revenind la funcția inițială, se poate vedea, de exemplu, structura arhitectonică specifică unui oraș medieval. Și revenim la casele despre care povesteam că sunt așa de micuțe pe străduța pe care am coborât. Vedeți aici ce masiv și impunătoare sunt, cu două sau chiar trei nivele. Și bineînțeles prezintă caracteristica specifică a unui oraș meșteșugăresc. Absolut toate parterele sunt de fapt spații comerciale, iar etajul servea ca locuință. Asta este specificitate a orașelor de meșteșugar. Dacă vă uitați, și aliniamentul opus al caselor prezintă exact aceeași particularitate. Prin modul de organizare al meșteșugarilor, trebuia să asigure și spațiu de locuit pentru ucenici și pentru calfe. Povestea acestei case, Martini? Cafe Martini, să spunem undeva la 100-120 de ani în urmă, în momentul deschiderii cafenelei, a devenit locul unde personalitățile orașului se întâlneau și socializau și dezbăteau atât discuții de cenaclu literar, cât și discuții politice, discutând despre știrile zilei, cum s-ar spune, dezbătând gazetele care se publicau. Ulterior, despre surorile Haberman, știm că făceau cea mai bună înghețată în oraș de casă și a rămas celebru. Iar faptul că cafeneaua era așa de celebră este pomenit inclusiv de scriitoarea Herta Müller, da? Care a câștigat Premiul Nobel în 2009 pentru literatură. Și pot să vă spun că am avut chiar oaspeți care, citind cartea, și-au dorit să vină să vadă orașul. Au venit special. Da, special. O familie din nordul Germaniei, din zona Hamburg, a venit special, fascinați de descrierile din cartea Hertei Müller, să cunoască acest spațiu